2 Timotei, capitolul 3, și să citim din nou primele două versete care spun așa: Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi clevetitori. Haideți să ocupăm locurile, în seara aceasta ne vom ocupa de acest fel de oameni, clevetitori. Înainte să abordăm subiectul ăsta, vreau să spun două lucruri importante. În primul rând, n-aș vrea să credem că sunt scriși acești oameni cu asemenea defecte ca să-i urâm, ci să învățăm să nu fim așa, să nu cădem în păcatul ăsta. Aici vreau să spun că în 1990, niște cercetători americani s-au apucat de un proiect foarte ciudat, care era într-un fel împotriva mainstream-ului științei americane. Au vrut să refacă genomul uman, codul genetic uman, să-l descifreze și să-l scrie. Ei, au cheltuit peste 3 miliarde de dolari în proiectul ăsta și au descifrat codul genetic uman. Spuneam că a fost împotriva științei mainstream a Americii, pentru că știința de astăzi, aproape cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pe nedrept este numită așa, pentru că este mai mult propagandă și mai mult ideologie decât știință adevărată. Ei bine, oamenii aceștia au demonstrat un lucru care ar fi trebuit să-l știm de multă vreme, că toți oamenii ne tragem dintr-o singură familie. Că toți oamenii, de oriunde ar fi pe fața pământului, de orice culoare, de orice rasă, au exact același cod genetic. Cei mai scandalizați de chestia asta au fost chinezii, pentru că ăștia au crescut o istorie întreagă că ei sunt mai deosebiți de noi ceilalți. Ei sunt o rasă foarte specială, deosebită de restul raselor pământului. Ei, s-a descoperit că și ei sunt exact ca noi. Ei, ce s-a întâmplat este că descoperirea aceasta, care ar fi trebuit să o știm, nu, din Sfânta Scriptură, că toți venim de la Adam și Eva, nu, a venit cu această lămurire științifică acum, în timpurile moderne, că toți ceilalți oameni sunt frații noștri. Toți ceilalți sunt exact ca și noi. Și dintr-o dată porunca Domnului, care spune să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este o poruncă să iubești pe cineva diferit de tine. Este exact ca și tine. Și atunci când citim lista asta de oameni atât de corupți ai vremurile din urmă, să nu cumva să credem că e vorba de altcineva. E vorba de noi, de frații noștri, de cei care sunt identici cu noi. Asta ne spune că fiecare dintre noi, indiferent unde suntem, suntem capabili nu numai de lucruri bune, dar și de lucruri foarte rele. Iată că în vremurile din urmă, Apostolul Pavel spune că oamenii vor asculta mai mult de îndemnurile firii pământești, îndemnurile satanei, și vor fi atât de corupți și vor da culoare acele epoci, acelor zile, care vor fi vremuri îngrozitoare, teribile, așa de grele, că spunea Domnul Iisus Hristos, că oamenii își vor da sufletul de groază. De groaza cui? De groaza semenilor noștri, care pot să facă bombe împotriva noastră, pot să facă acte teroriste împotriva noastră, pot să producă microbi care să ne decimeze cu milioanele. Avem de-a face, deci, cu oamenii zilor din urmă care vor fi extrem de periculoși. Dar, încă o dată, ei nu sunt scriși aici să ne spună nouă că noi suntem mai grozavi decât ei și că avem dreptul să-i urâm, ci să ne avertizeze cuvântul lui Dumnezeu să nu cădem exact în aceleași păcate ca acești oameni. În seara asta vom discuta despre clevetitori, pe românește despre bârfitori. Dacă vreun păcat este comun
tuturor oamenilor, ăsta este unul dintre ele și, din păcate, este unul dintre păcatele care decimează comunitățile noastre chiar credincioase, de pentecostali, de baptiști sau cine știe de ce altă credință. Ei, în clevetitorii, cuvântul în limba greacă este diabolos. Diabolos, care vine de la defăimători, bârfitori sau calomniatori. Practic, omul care bârfește face diavolie, face ceea ce face diavolul. De ce vreau să accentuez foarte mult asupra acestui lucru? Noi ni se pare că atunci când vorbim pe cineva de rău, nu facem mare lucru. Toată lumea mai bârfește, mai zice câte ceva. Ascultați-mă, facem ceea ce face diavolul. Facem diavolie vorbind de rău pe fratele nostru, pe semenul nostru. Facem ceea ce face diavolul. Știți că el este numit în Sfânta Scriptură pârâșul fraților, cel care ne pârăște, cel care ne bârfește, dacă vreți, clevetește diavolul împotriva noastră înaintea lui Dumnezeu. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus, ai o Iov ăsta, sigur că da, că te iubește și e mare pocăit, mare sfânt. Pentru că, uite, i-ai dat atâtea turme, l-ai binecuvântat, nu? Toată cartea lui Iov este o provocare pe care diavolul o face la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă voie diavolului și vrea să-i dea o lecție diavolului, că Iov nu este un pocăit numai pentru bani, pentru turme, pentru reputație și așa mai departe. Și lasă pe diavolul să facă diavolie. După ce îl vorbește de rău pe Iov, să atinge de sănătatea lui Iov. Îi omoară toți copiii, turmele lui, tot. Și Iov rămâne credincios până la capăt. Îi slujește lui Dumnezeu și rămâne credincios în ciuda tuturor pierderilor care le face. Iov înfruntă diavolia, vorbirea de rău, dacă vreți, și atacurile celui rău, exact prin credincioșie și prin a fi un om serios și pocăit până la capăt. Defăimător înseamnă în dicționar bârfitor, calomniator, clevetitor, denigrator, ponegritor, detractor, hulitor, clevetnic, năpăstuitor, pronosluitor. Este și un turcism. Avem și un cuvânt împrumutat de la turci. Eu nu prea l-am auzit, probabil mai mult prin regat, este mozavir. Mozavir, e un cuvânt turcesc, dar este tot mozavirul, este un bârfitor, un hulitor ca ceilalți. Ca și sinonime găsim bârfitor, calomniator, calomnios, clevetitor, denigrator, detractor, hulitor și ponegritor. Ponegritor, om care te ponegrește. Ei, în Bibliile românești este tradus foarte interesant. De exemplu, Primul Testament din Alba Iulia, de la Alba Iulia, 1650, zice hulitori, cei care te hulesc. Când te borfesc, scot hule. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, mi se pare foarte drăguț să zice mincinoși învederați. Niște mincinoși învederați, deci ăștia calificați în minciuna, răspândi minciuni despre alți oameni. Biblia, Noul Testament, cuvântul viu, zice calomniatori, Biblia de la Blaj, obraznici, nu? Biblia de Iași, zavistitori, de la zavistie, de la zavistitori, Fidela, Biblia Fidelă, tradusă anii trecuți, recent, la Cluj, acuzatori falși, cei care te acuză în mod fals. Biblia Catolică le spune perfizi, oameni perfizi, și Noul Testament, traducerea modernă, defăimători. Observați cu câte nuanțe în traducerile românești ale Bibliei este prezentat acest cuvânt de clevetitor. Acum, cuvântul este un pic arhaic, un pic neobișnuit, dar termenul uzual este bârfă, bârfitori. Oamenii vor fi bârfitori, vor fi calomniatori.
De fapt, diferența între bârfă și calomnie, cineva a spus că e foarte simplă. Bârfa, de multe ori, este un adevăr care este inconvenabil și este spus și n-ar fi fost cazul să-l spui, dar îl spui să-i faci rău cuiva. Pe când calomnia este să inventezi ceva care nu este deloc adevărat și să încerci să-i distrugi reputația cuiva prin lucrul acela. Fiecăruia dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat ba una, ba alta, nu? Noi care am fost, nu știu, chemați sau pedepsiți să fim păstori, am avut parte de toate felurile din genul ăsta. Cel mai cumplit pentru mine a fost când cineva, nu numai că a tipărit într-o revistă, că am furat de la Biserica Elim 700 de mii de dolari. Eram om făcut acum, dacă era măcar pe un sfert adevărată chestia asta. Dar nu este deloc convenabil, pentru că după ani de zile, oamenii te țin minte după bârfa aia, după calomnia aia pe care au citit-o în ziar. Păi zice, și ziarele au scris despre asta, nu? E groaznică o chestie din asta. Când cineva bârfește, are o filozofie care spune așa, mai dăm cu noroi pe peretele ăsta, chiar dacă pică jos, totuși rămân niște pete, știți? Lansăm ceva, un zvon, nu? Și ceva rămâne. Cineva rămâne cu o suspiciune. Mă, da, dacă e adevărat. Și iertați-mă, dar noi avem o inclinație bolnăvicioasă să credem imediat lucrurile care nu sunt adevărate. Nu? Imediat credem despre treaba asta. Sunt niște bârfitori și calomniatori de profesie la ora actuală în România care au bloguri, care au recent, am descoperit că este și o femeie care are un website special și aproape în fiecare zi, noroc că își pune mască, nu știu de ce, probabil să nu ia ceva microbi, dar asta săracă atâția microbi răspândește și are probleme cu pastorii. Ia pe rând pe fiecare dintre pastorii care sunt, mă slavă Domnului că nu mai sunt pastor și eu s-am scăpat. Dar pe toți pastorii din România, săracii, sunt luați la rând de asta. Și vorbește atât de urât, atât de trivial. Probabil o plătește cineva pentru chestia asta, nu știu. Sau poate doarme bine după ce murdărește pe alții. Nu-mi dau seama de ce o face. Nu înțeleg absolut deloc. Ei, am aici pentru dumneavoastră o chestie. Zice că bârfitorul este ca un bocang vechi, a cărui limbă nu stă la locul ei. Asta mi s-a părut o definiție excelentă. Ca o ciubotă de aia veche, limba nu stă la loc absolut deloc, niciodată. Asta tot timpul dă din gură. Dar haideți să vedem câteva pericole ale bârfei, așa pe scurt, o să revenim la concluzii mai profund asupra acestor lucruri. În primul rând, distrugerea reputației cuiva în comunitate. Pentru că informația rea circulă extrem de rapid. Ea spune ceva bine despre cineva și acolo moare, nu? Dom'le, am auzit așa o predică bună, excelentă, a pastorului nostru duminică dimineața. Nu vorbește nimeni despre treaba asta. Alin, să știți că faptele bune nu au prea mare reputație, ok? Ei, dar dacă scapi un cuvințel care nu trebuie, ce știu eu, nu-ți aranjezi cravata cum trebuie, sau cineva, ceva, și se răspundește zvonul ăla circulă extraordinar de repede. Ce să spun, unii oameni au ajuns foarte faimoși pentru că astăzi, când spui o gafă la microfon, mai ales de la amvon, frații te înregistrează, te pun pe YouTube, te pun pe Facebook, te pun pe Instagram, toată lumea știe în câteva minute de gafa care ai făcut-o. Nu? E îngrozitoare vremea asta în care noi trăim, pentru că iată că bârfitorul are și o platformă de răspândire a mizeriei lui pe care n-a avut-o înainte până acum, nu? Nu e așa? Până te întâlneai cu cineva, eu știu,
să-i povestesc ce s-a întâmplat, nu? Ce ai auzit. Acum, instantaneu, știu mii de oameni de tot ce ai făcut în... Ce gafă ai făcut la Anvon, în predica ta sau cine știe unde. Ce faci cu asta? Distrugi reputația omului respectiv. Omul respectiv și reputația lui este compromisă în ochi la mii de oameni. În al doilea rând, cresc tensiunile sociale în comunitatea respectivă, nu? Ducând la dezbinare, la ură, la revoltă chiar, nu? De ce ai zis de nevastă mea, leg de gură pe ăla, ăla are și el nervii lui și poate să iasă o bătaie zdravănă din toată chestia asta. Bineînțeles că un asemenea om nu mai votează cu tine, indiferent ce minune faci de acum încolo, te are în agendă, nu? Distrugi pur și simplu comunitatea. Ți se pare că e o simplă bârfă? Nu! Este un atac la unitatea bisericii, la unitatea comunității în care tu trăiești. Tu lucrezi împreună cu diavolul, răspândind diavolie între oameni. Pornești o tensiune în comunitatea în care tu trăiești. În al doilea rând, se distrug relațiile sănătoase între oameni. Se distruge încrederea și cooperarea. Cu ăla, mă, care m-a vorbit așa, care a zis asta, care a zis cealaltă, mă, nu mă duc pe drum cu el niciodată. Să nu mă cheme că nu mă duc nici la picnicul lui, nici la nunta sa, nici la logodna pruncilor lui. Deci, dintr-o dată, faptul, rana aceea să rămâne pentru multă vreme și distrugi relațiile care, de altfel, ar trebui să fie sănătoase între oameni. Mulți dintre noi ținem cont de chestiile astea. Nu ne ducem că nu știu când ce-o zis și ce-o făcut. Numărul 4. Impactul bârfei asupra sănătății tale mentale, a victimelor. Să știți că sunt oameni foarte sensibili. Când aud asemenea vorbe ce se vorbesc despre ei, nu mai ies în comunitate. Sufere, intră în depresie. Să știți că ar trebui să ținem cont de aceste sensibilități emoționale ale oamenilor. Ori bârfitorul nu ține seama de treaba asta. Apropo de asta, să știți că până și bărbații care, vorba aceea, ei nu plâng, n-au nimic, și ei sunt foarte răniți. S-ar putea ca bărbații să fie mult mai sensibili la bârfele care se spun despre ei, decât femeile chiar. Nu numai tu, bârfitul, suferi mental de ceea ce... Dar suferă și bârfitorul, pentru că el este vinovat înaintea lui Dumnezeu de mizeria asta care a răspândit-o, nu? Și numărul 5, bârfa are efecte negative asupra climatului de încredere și colaborare de care este nevoie la locurile de muncă. Hai să facem o aplicație la noi la biserică, nu? Vrem să construim o sală de sport sau de mese, nu? Dom'le, eu nu dau, eu nu mă duc, eu muncească ăștia care mă vorbesc de rău. Dintr-o dată nu mai colaborez cu ceilalți. Nu mai colaborez la proiecte care există. Dar haideți să mergem mai departe și să vedem ce spune Vechiul Testament despre bârfe. Să știți că am fost speriat câte zeci și zeci de versete din Biblie vorbesc despre vorbirea de rău. Enorm de multe. Dificultatea a fost că n-am știut care e mai potrivit să-l aleg pentru tema din seara asta. Bârfele sunt periculoase și pătrund în adâncul sufletului omului. Iată un cuvânt, zice, cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, nu? Alunecă până în fundul măruntaielor. Wow! Noi românii suntem specializați cu prăjituri. Bârfe ca un doboș. Alunecă până în fundul măruntaielor.
îți penetrează întreaga ființă, vrea să spună versetul ăsta. Te afectează, te otrăvește întreaga ta ființă. În al doilea rând, vorbirea de rău a Canaanului de către cele 12 iscoade trimise de Moise, așa, vin ăștia înapoi și iată ce spun despre țara în care curge lapte și mere, țara promisiunilor, destinația călătoriei lor, a suferințelor lor. Au suferit pentru țara asta, iată ce spun despre ea. Bărbații pe care trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care înnegriseră țara, au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. Dacă credeți că bârfa este așa o chestie mică de tot, așa o chestie obișnuită, de ce Domnul e așa de aspru cu ăștia că îi trăsnește și mor acolo toți înaintea adunării lui Dumnezeu? Pentru că ăștia înegreau țara promise, țara în care călătorea poporul lui Dumnezeu. În Psalmul 50 găsim că Domnul mustră clevetirea, vorbirea de rău, bârfa. Iată ce spune versetul 19 și 20. Zice, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Pe frate tău, nu? Știți că semenul meu este fratele meu? Nu. Și Domnul zice, tu vorbești de rău, clevetești, dai drumul la gură, vorbești aiurea, îl împroști cu noroi pe fratele tău, nu? Pe semenul tău. Doamne, dar e mexican, nu? E chinez, e negru. Nu? Wow! Oamenii sunt foarte sensibili la etichetele astea care li s-au pus. Nu? Unele cuvinte nici nu-i voie să le amintești. Nu? Țin minte că lucram în Chicago pe șantier în primul an ce am venit în America și am auzit o alarmă foarte mare în fața blocului la care lucram. Un frate cărui nume nu vreau să-l spun, că-l cunoașteți toți, un negru îl luase de gât și dădea cu el de zid. Am fugit afară să-l salvez pe fratele meu și l-am întrebat, ce ai zis? Ce ai făcut? Deci am vrut să-i spun că e un black mai încolo. Și cum ai zis? Am zis, hey, black away. În loc să spun un bloc, este black away. Asta, într-o traducere așa mai neștiințifică, ar însemna, care-te de aici, negrule. Nu e de mirare că îl luase de gât și dădea cu el de perete. Nu? De multe ori am regretat că l-am salvat. Așa. În numărul 4, omul care defăimează pe semenul tău este fără minte. Nu ne place chestia asta, nu? Iată ce spune. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte. N-are minte. Așa. Dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umble cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Nu? Mintea multora dintre noi în fel ca un fel de ciur. Nu ține apă absolut deloc. Orice auzim imediat. Cum auzim ceva, dăm un telefon. De-aia am pus și acolo imaginea aia cu ăla cu telefonul, care zboară tot felul de păsări, cred că din telefonul sau din mintea sa. Ăsta sună imediat să spună ce o mai auzit, nu? Ce s-a mai întâmplat. Nu? Numărul 5, clevetirea în ascuns va fi pedepsită de Domnul. Iată ce spune Psalmul 101, versetul 5. Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici, pe cel cu priviri trufașe și cu inimă îngânfată, nu-l voi suferi, nu?
te ascunzi sub un pseudonim. Scrii o anonimă. Nu? Eu niciodată n-am vrut să discut cu oameni care nu se semnau pe ceea ce spuneau. Veneau la mine la birou frați, surori, să spună ce au auzit el de nu știu care și am spus, bun, iau o foaie, scrie. Ce nu scriu, frate. Păi de ce nu scrie? Scrie și semnează, domnule. Nu, nu. I-am zis, bun, dar știi ce fac eu acum imediat? Ce? Sun la telefon pe omul ăsta și îl întreb și îi spun, uite, fratele ăsta a venit la mine la birou și uite ce au zis de tine, e adevărat sau nu adevărat? O, frate, iartă-mi, nici nu mai vin, nu-ți mai spun. No, bine ai face. Dacă nu semnezi, să nu mai vii. E greu să stârpești bârfitorii ăștia. Dar singura modalitate este să-l dai pe față, nu? Să nu mai o facă pe ascuns. Să-l dai pe față, să suni imediat. Nu stai aici că sunăm, îl chemăm pe fratele ăla să-l întrebăm dacă așa e sau nu e așa. Nu o să mai vină niciodată. Știți că bârfa este foarte periculoasă. Uitați ce se întâmplă. Este un alt verset care am uitat să-l... Zice, nu cleveti pe un slujitor al stăpânului lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Proverbe 30:10. Iată un om care era să-și piardă viața datorită unor bârfe. Calomnierea cuiva poate avea consecințe fatale. Este cazul lui Mefiboset. David fuge de fiul său Absalom, pleacă din Ierusalim, înconjurat de oameni care țineau la el. La masa lui David mânca în fiecare zi Mefiboset, care era un fiu de-a lui Saul și dorind de-a lui Ionatan, dorind să-l respecte pe prietenul său Ionatan, de altă dată, David îl ținea pe fiul său, chiar dacă era olog, la masă cu el. Ologul ăsta săracul n-a putut pleca să fugă cu David. Și atunci Țiba, un frate bun, nu? Așa, s-a dus la David și a început să-l înnecrească pe bietul om care era și handicapat, să-i spună, ăsta n-a vrut, domnule, să vină cu tine, te-a abandonat, s-a bucurat că în sfârșit a venit biciul lui Dumnezeu peste tine. Și atunci David, la nervi, îi dă toată averea lui Mehiboset lui Țiba. Wow! Ăsta, dintr-o dată, din omul favorizat să mănânce la masă cu regele, se trezește și sărac fără toată averea. Când îl confruntă David, ascultați, el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat. De ce bă asta m-a înșelat? Căci robul tău, care este olog, zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe ea, pe el și voi merge cu împăratul. Și el, Țiba ăsta, a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul, dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, fă ce vei crede. David și-a dat seama că a rostit o judecată pripită și a zis, no, ok, fii așa, împarți averea cu Țiba. Țiba, nu o să ia, aveți averea în comun. A încercat să o repare cumva. Dar, datorită unei bârfe, era să-l nenorocească complet pe omul ăsta. Pe urmă, numărul 7, bârfele stârnesc și întrețin scandalul, neînțelegerile, tensiunile dintre frați. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge, spune Proverbe 26, versetul 20, și când nu mai este niciun clevetitor, niciun bârfitor, cearta se potolește, nu? Când terminăm cu bârfele, se potolește cearta, neînțelegerile. Numărul 8, vorbirea de rău îmbolnăvește inima omului. În Psalmul 31, versetele 12 la 14, sunt uitat de inimi ca un mort. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora. Aud bârfele, aud
calomniile care se spun despre mine, văd spaima care domnește împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața, dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Ce extraordinar! Numai Dumnezeu te poate scăpa de tumultul acelor vorbe rele care îți îmbolnăvesc inima. Eremia are un sfat foarte bun pentru noi când suntem bârfiți și vorbiți de rău. Zice, fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfe. Wow! Cred că bietul Eremia a suferit enorm de mult și acum a tras o concluzie exact la partea cealaltă. Practic spune, nu mai poți avea încredere în nimeni, toți te bârfesc, toți îți vor numai răul. Să știți că este o poruncă specială în Sfânta Scriptură împotriva bârfei. O găsiți în Leviticul 19 cu 16. Să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Ar trebui să ținem cont de versetele astea. Astea sunt porunci dumnezeiești care nu s-au anulat. Ele rămân valabile și astăzi. Dar haideți să trecem puțin prin Noul Testament, la câteva versete, o să am mai puține. Ne apropiem de final. Pavel nu dorea să găsească vorbiri de rău și bârfe între cei din Corint. Planifica să se întoarcă în Corint și le-a scris în scrisoarea sa, zice, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc eu însumi, să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări și tulburări. Între frați, deci Pavel zice, vin între voi și n-aș vrea deloc să am parte de niște ședințe acum să-i pedepsim pe ăștia care fac asemenea lucruri. În Corint, Pavel a mai pedepsit pe unul care a făcut un păcat foarte zdravă, nu? Era un curvar, curvarul din Corint, nu? Tot în legătură cu aceasta în Efeseni 4 cu 31, Apostolul Pavel spune așa, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, vorbire de rău, și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Vedeți că printre toate celelalte păcate amintite aici este clevetirea, este vorbirea de rău. Pavel spune că femeile credincioase, diaconițele sau, dacă vreți, soțiile diaconilor sau prezbiterilor, nu? Să nu fie bârfitoare. Femeile lucrătorului creștin să nu fie bârfitoare. Oare de ce? Pentru că vrând nevrând, soția pastorului, a diaconului, știe ce nu știu celelalte surori din biserică, nu? Bărbatul ei merge la ședință, de la ședință vine cu informații, el nu spune la nimeni, numai la soție, nu? Nici soția nu spune la nimeni, numai lui maică sa, lui nepoată sa, și așa mai departe. Și se termină ședința și dintr-o dată toată biserica știe. Toată biserica știe. Credeți-mă, câteodată am ajuns la disperare că voiam să chem pe toată biserica la ședință, că așa știau greșit. Că dacă ar fi fost la ședință, ar fi știut bine, nu? Ce să mai spun, că la un moment dat am și înregistrat ședințele. Din păcate știau și alte biserici ce să discute la ședințele noastre. Numărul 3, Apostolul Petru cere să ne lepădăm de păcatul ăsta, să întoarcem spatele, să ne lepădăm de clevetire. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prevăcătorie, de pismă, de clevetire, zice el în 1 Petru 2 cu 1. Tot aici mai adaugă el, zice, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Fără cârtire. Acum, slavă Domnului, trăim în America, sunt restaurante, sunt hotele, dar în România era o problemă foarte serioasă.
mai ales în timpul lui Ceaușescu, era sărăcie foarte mare, veneau musafiri la biserică, plecau toți frații acasă și musafirii rămâneau la pastorul bisericii. Și ducea, socrul meu îi ducea acasă. Și nu odată am auzit cârtiri de genul ăsta. Dar ce? Numai noi suntem pocăiți din biserica asta. Nu mai e nimeni pe aici. Numai la noi trebuie să vină toată lumea, nu? E, când venea musafir, trebuia casa curată, mâncare bună, trebuie să te porți cum trebuie. Și adeseori musafirii stârneau cârtire, nu? Mai ales din partea gospodinelor, acelora care făceau curat și mâncare, nu-i așa? Știți că o să vă vorbesc numai despre asta, numărul 4. Știți că una dintre cele 8 fericiri, și este ultima, de pe munte, spune Domnul Iisus, să fiți fericiți. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Știți că să fim vorbiți de rău e o fericire? Nu este dat oricui. Nu? Ferice de voi, spune Domnul, când o să răbdați lucrurile astea. Că dacă mie, pomului verde, mi-au făcut ce mi-au făcut, ce o să facă vouă pomii uscați, a zis Domnul, nu? Dacă la mine au găsit tot felul de lucruri, nu o să găsească la voi? Soluția pe care ne-o recomandă Apostolul Pavel, 1 Corinteni 4:13, este foarte frumoasă, zice, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Știți că asta este soluția? Rugați-vă Domnului, nu la bârfitor să nu mai bârfească. Eu am avut parte de un bârfitor care mă bârfea pe internet și când l-am abordat, mi-au zis, dacă dai ceva bani, tac. Bun, dar câți vrei? Ce minimul $200. M-a făcut socotelele, mai. Hai să văd dacă se ține de cuvânt sau nu. I-am trimis banii, era în România, i-am trimis banii, a tăcut pentru o vreme, până a terminat banii și pe urmă a început din nou. Nu? Atunci n-am mai finanțat, că mi-am dat seama că eu finanțam deja această îndeletnicie, asta făcuse business din bârfirea altora. Nu? Haideți să vedem în concluzie câteva lucruri care cred că sunt extrem de importante. Ce face bârfa este că bârfa ne divizează, ne sparge unitatea comunității în care noi ne aflăm. Bârfa și calomnia pot diviza o comunitate, punând oamenii unii împotriva altora și alimentând conflicte și tensiuni. Bârfa și calomnia dezbină biserica, comunitatea. De aceea este un păcat îngrozitor, este un atac la integritatea Bisericii lui Hristos. Și sunt niște versete foarte dure, zice, cine strică, cine rănește, cine sparge, cine tulbură Biserica lui Hristos, pe ăla îl distruge Dumnezeu. Sunt niște versete foarte dure împotriva bârfitorului care împrăștie unitatea Bisericii. Pe urmă, se pierde încrederea. Când oamenii încep să bârfească și să calomnieze, încrederea între membrii comunității poate fi distrusă și poate fi distrusă definitiv, ceea ce poate afecta colaborarea și relațiile personale. Dintr-o dată nu te mai salută, fratele, nu știi de ce, nu? Ar trebui să știi. O fi auzit ce ai zis ieri la picnic, la cafea, nu știu pe unde, nu? Și foarte rău să mai repare o relație din astea, nu? Când auzi vorbele care se... Mai ales că, știți bine, vorbele când circulă, e telefonul fără fir, spui una și alta se aude. Răspândirea informațiilor false, fake news,
astăzi este la modă, este o direcție în care se mișcă această societate. Bârfa și calomnia pot duce la răspândirea de informații false și neadevărate, ceea ce poate afecta reputația unor persoane sau a întregii comunități. Eu am suferit enorm de mult când ni se spunea voi sunteți biserica la care vine poliția, vine elicopterele. Că avem noi frați care ne iubesc foarte mult și care știu să ne picteze bine de tot. Urmează apoi distrugerea reputației. Cei vorbiți de rău își vor pierde buna reputație și credibilitatea în comunitate. Persoanele pot să fie foarte grave afectate de, în mod personal și chiar profesional, nu-i așa, de bârfe și calomnii. Dintr-o dată oamenii nu te mai votează, oamenii nu mai sunt cu tine, nu te mai urmează. Pentru că s-a distrus încrederea oamenilor în tine, pentru că ai fost portretizat cum nu trebuie. În al cincilea rând, crește tensiunea și conflictele. Bârfa și calomnia alimentează tensiuni și conflicte în comunitate, duce la confruntări fizice chiar sau verbale, scandaluri și știți bine prin ce am trecut și eu mă rog și acum să mă ajute Domnul să uit unele din confruntările acelea, nu? Care câteodată sunt vorbe așa de grele, care îți merg până în inimă și nu mai poți să le uiți. Nu mai poți să le uiți. Ei, unul dintre principiile speciale este ceea ce nu poți să uiți, iartă. Hotărăște să ierți ceea ce nu poți uita. Să nu mai vorbești despre lucrurile acelea. Numărul 6, scăderea moralului. Scade moralul comunității. Comunitatea poate suferi de un moral scăzut și de lipsă de coeziune. Nu mai avem, băi, suntem pe nicăieri, vai și amar, nu se mai întâmplă nimic. Scade moralul comunității. Numărul 7, distragerea de la probleme reale. Ok? Dom'le, dintr-o dată o bârfă din asta explodează ca un fel de bombă, toată lumea e preocupată de bârfa aia și nu mai putem face alte lucruri care sunt mult mai importante, nu? Mult mai importante pentru comunitate. Atunci când oamenii sunt preocupați de bârfe și calomnii, aceștia pot să ignore sau să subestimeze problemele reale cu care se confruntă comunitatea, cum ar fi probleme sociale sau economice. Mai fraților, trebuie să construim o casă pentru o familie foarte săracă din biserică. Dintr-o dată apare o bârfă, probabil despre omul ăla sărac, nu? Lumea nu mai dă bani pentru proiectul ăla, frații nu se mai duc la lucru, la casa lui omul ăsta și dintr-o dată proiectul ăsta a căzut pentru că o bârfă a aruncat în aer o idee grozavă, de fapt, și bună care am avut-o. Și ultimul lucru, pierdem oportunitățile de colaborare. Bârfa și calomnia pot împiedica membrii comunității să coopereze și să lucreze împreună pentru a rezolva problemele sau pentru a realiza obiective comune. Pierdem oportunitatea să colaborăm atunci când bârfa se răspândește și lovește. Acum cred că vă dați seama, numai trecând prin lucrurile astea, prin concluziile astea, de ce Dumnezeu condamnă așa de mult bârfa? Bârfa nu este un exercițiu al minții, ci al limbii numai. Că dacă ar trece prin minte, Biblia zice că ăla care bârfește nu are minte, nu vorbește, vorbește cu limba, fără minte. Așa cum era imaginea aceasta, limba bârfitorului e ca o limbă de pantof de la vechi, care nu stă la locul ei niciodată. Ar trebui să facem un front comun și să luptăm împotriva acestui flagel. Oastea Domnului a declarat război băuturii și sudalmei și au revoluționat ortodoxia românească prin Traian Dorz,
Iosif Trifa și alții care i-au urmat, pentru că și-au dat seama că dacă nu pornesc la război împotriva acestor păcate, păcatele astea ruinează viața spirituală a românului. Eu cred că bisericile noastre pentecostale ar trebui să declare un război împotriva bârfei. Ajungi acasă și imediat primești un telefon. Ai auzit ce-o zis ăsta, domnule, la noi, la biserică? La ei din Chicago, nu? Sau de cine știe de pe unde? Ai văzut ce scrie Facebook despre fratele Escu? Ai auzit ce-o zis ăsta la un von astăzi? E nenorocire. Și ar trebui să declarăm un război acestui flagel care ne distruge sufletește, ne rupe pe unii de alții. Și devenim orice altă organizație și nu mai suntem Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, în care domnește dragostea și respectul unul față de celălalt. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea putere, să dea înțelepciune, să ne ajute să luptăm împotriva acestui păcat și să îl alungăm din mijlocul comunității noastre.